Salutare tuturor, bine ați venit pe eurounelte.ro. Astăzi vă prezentă mașina de tuns gazonul Procraft NM2100. Înainte de a începe, nu uitați să apăsați butonul de abonare pentru a fi la curent cu cele mai noi unelte. Mașina de tuns gazonul Procraft NM2100 vine cu un motor electric bobinat cu cuplu ce dezvoltă 3000 de rotații pe minut, fiind gândit pentru curțile medii și mari în vederea obținerii unui gazon perfect. Coșul de 50 de litri este încăpător pentru o utilizare mai îndelungată, iar pentru urmărirea umplerii acestuia, coșul este dotat cu un vizor. Lățimea maximă de tăiere este de 38 de centimetri, iar înălțimea de tăiere poate fi modificată de la 20 de mm până la 65 de mm în funcție de necesitățile dumneavoastră. Pornirea mașinii de tuns gazonul Procraft NM2100 se face foarte ușor acționând acest buton de pornire împreună cu mânerul de accelerație. Eliberând mânerul de accelerație, mașina de tuns gazonul se oprește instant. Pachetul mașinii de tuns gazonul Procraft NM2100 este alcătuit dintr-un manual de utilizare în limba română, vine cu o cheie pentru montarea și demontarea cuțitului, dar vine și cu un cuțit de rezervă cu o lungime totală de 380 de mm. Acesta este rezultatul final pe care îl realizează mașina de tuns gazonul Procraft NM2100. După cum ați văzut, își face treaba foarte bine. Pentru mai multe informații despre mașina de tuns gazonul Procraft NM2100 și nu numai, consultați site-ul www.eurounelte.ro. Linkul acestui produs îl găsiți în descrierea videoclipului. Până data viitoare, dacă vrei să fii la curent cu cele mai noi unelte, abonează-te la canalul nostru și distribuie prietenilor tăi. Vă mulțumim și vă urăm o zi bună!